firul amintirilor, așa cuvântul domnului inginer Cornel Lungu, pentru că are multe amintiri cu bunicul său. Mulțumesc că sunt foarte emoționat, pentru că sunt dintre singuri sau dintre puțini care am avut parte, ani de zile, în această biserică, în acest altar, să stau alături de mine. Și să îi cunosc la nivelul copilării mele, n-am înțeles suficient, personalitatea uriașă, cu care fără să se întâlnă el, dar prin personalitatea sa, îi cucerea pe toți. Biserica Bină, armata de stenografi, pentru că atunci nu existau încă în joacă de înregistrare, și oamenii sunt de cuvinte. Vreau să vă spun câteva lucruri legate de această predicare a sa. În primul rând, era foarte, foarte legat de psalm. Marțea, timp de 4 ani, avea un ciclu de, în care comenta psalmul. Eu eram prea mic, însă tatăl meu, care era un foarte credincios, îmi spunea că dacă acele lucruri ar fi fost înregistrate, intrau în istoria culturii religioase. Pentru că avea atâta originalitate, atâta simțire în a prezenta durerea care se jinea din sufletul David și care este cum adunea un întreg popor, încât de copreșe. În al doilea rând, predicile lui erau Maria de Cruci, adică am văzut și predică sub o oră, dar am văzut și predică de 2 ore, în care nimeni nu mișca. Și eu, copil, îl puteam urmări, pentru că avea un talent extraordinar de a se adresa fiind intelectualului și erau aici foarte mulți intelectuali bucureșteni, fie cel mai simplu om. Totodată, bunicul era un creator de rugăciuni, ce spunea orfă. E adevărat că ele scrise, care am citit și eu, au conținutul lor, farmecul lor. Dar când îl vedeai că le concepea ad hoc, în zona ce le recita, lumea era prăbușită, pur și simplu. Nici nu vă pot descrie ce sentimente descria, mai ales în timpul războiului, în bombardamentelor, când se ruga împreună cu toți ceilalți și îndemna pe toți să se roage, să facă legătura cu divinitatea care există în sufletul lor, dar trebuie dezgropată și dezgroparea se poate face numai cu rugăciune. Totodată, așa cum s-a spus, era un organizator de suflete, nu era un organizator în sensul de management actual, dar capta sufletele oamenilor și a pus foarte mult muncă, suflet, ca să creeze acest așezământ și la Ocopeni, acolo, cumpăra teren, am fost și eu cu ei. Duminica după slujbă se mergea, se făceau rugăciuni, se spera că se va construi acest așezământ, dar n-a mai fost pus. Eram povestit cu un amănunt care pentru mine a rămas decisiv pentru tot restul vieții, a fost momentul după Stalingrad. Când această biserică de la baza treptelor până în stradă era plină, nu mai dase bunicul ca și trebuie să nu mai vină, adică să stea afară, și era plină numai cu mutilații de război. Împinși cu căruciorul de sorurile de calitate. Și a răsut atunci o predică și acum am dau la predică cu mergă. În ce privește pe el, avea două modele, vorbesc din gândirea
multe alte lucruri. În schimb, îmi spunea, avea un talent pedagogic în filozofie, care pentru el a fost un model în activitatea pastorală, tot acest model l-a îndemnat să studieze în completarea filozofiei germane, în special pedagogia și psihologia. Considera că un preot care nu stăpânește pedagogia și psihologia nu are instrumentele necesare de a se adresa credincioșilor. Aș vrea să vă spun că un alt moment care m-a impresionat a fost, și-am uitat și ziua, Sfântul Ion, 1967, deja era în 62. A fost și arestat, și am să vă spun și motivul, că i s-a adus atenția din familie, să-i scoală lipsă de treabă, dar n-a cedat, era afișat la intrare un pronaus deschis. Da? Săptămâna viitoare, părintele Toma Ticuță va predica despre spirit și materie. Asta pe perioada 51-52. Toți mi se puniște și acasă. Am încercat pietra bunică mea să-l convingă. Și a spus, e genică, dragă, dar cum? Un preot trebuie să abordeze ambele subiecte ca oamenii să înțeleagă ce-i cu fiecare din ele. L-au lăsat în pace, l-au luat mai târziu, dar tot l-au luat. Norocul lui a fost și Dumnezeu a vigheat acolo, că el care era un mare neajutorat, un mare naiv, a găsit acolo un om simplu, un cismar, care a stat în cerul, 3 luni de zile. Și ăla l-a învățat cum să facă și a supraviețuit la noi acasă, ne-a povestit după aia, ca să poată supraviețui. Deci, într-adevăr, i-a trimis un înger păzitor. M-a cutremurat acum cu omul ăsta să reziste în torturi, în chestia, dar nu învățat cum să tacă, ce să spună, tot ce trebuie. Parcă îi trimise Dumnezeu, îngerul păzitor, fiind un om simplu, asupra cărora el vechează. Și vă spuneam, pe 7 ianuarie 1907, pregăteam parastasul soarei mele, natul meu, și am fost la biserica Popatatul de el în bisericit. Foarte fericit. Și a fost recunoscător patriarhului Justinian Marina pentru asta toată viața lui. Că la rei în bisericit. Stătea acasă și plângea în fiecare duminică că nu putea sluji. Și eu vreau, mă cam miram puțin așa. Mă Măi, zice, nu pot. Simt că mă cutremur când nu stau în fața Sfântului Altar, duminica, la slujbă. Și acolo s-a terminat slujba, eu așteptam să mergem la cimitir la Veru. Și atunci am văzut o predică de jumătate de ori, poate mai mult. Nu mai fusese de mult, deci pușcăria și da. Nu mai fusese în casele oamenilor. Și atunci, părintele Baro, care și-a portat fără și i-a dat o zonă de casă în zona Popatatului și a fost. I-a vizitat. E bine. Mămicul l-au arestat la două. Pentru că atunci a scos în evidență lucrurile nevăzute pe care noi nu le vedem în seara. Trecem până ele, vedem care viitorii, vedem lucruri teibile, frumoase, interesante, dar de subtul lor e suferință multă. Bunicul meu era un om foarte sensibil la suferință. Și a tremurat pe toată lumea când a scos în evidență această suferință și a evidențiat. Totdeauna mergea pe linia că trebuie să zice cum nu avea o și aici avea câțiva buni prieteni, era cunoscutul lui Ion Nicolae Oprișan, era la scară, care era un mare Oamnă de Aur și toți trei erau în admirație acestui mare predicator și mereu spuneau că așa a trebuit predicat Cuvântul Domnului, cum a făcut Oamnă de Aur. Chit că a murit în caucaz, în
47, că e plin 5-6 ani de zile până am murit. Și ca să încheie, așa să mai spun ceva despre care țin să vorbește, dar care e pentru mine, pentru familia mea, pentru bunicul, în primul rând, a semnat ceva extraordinar. Și am mărturisit-o de moarte. Bunica mea, pe o deasă de zbicerea, Virginia Dinuță. Născut în Bădăbănești, el era la 6 km în Rai cu Sucan. Această femeie de o discreție, de o bunătate, de o demnitate, acolo stătea, unde urcă scara la Cafas, în fundul bisericii, și la plecare, cam acompaniam către casă și eram însoțită de toate femei care la ea găseau ce nu puteau găsi la bunică. Pentru că bunicul era un duhovnic foarte credincios. De multe ori chiar am și spus, dar prea ești dur. Trebuie să fii și dur. Nu poți să fii numai dur. Omul trebuie să știe că există niște repere. Și acea șansă a fost ca în statul acelor oameni, fără de ceilalți, tatălui, mama și intelectualii care v-am spus, dar în același timp și regretul. Și de aceea eu astăzi am foarte puțin, mai ales puțin critică față de tineret, că îi văd că nu înțeleg niște lucruri. Pentru că și eu, crescut în mediul ăsta, trăit între acești oameni, n-am înțeles suficient cât ar fi trebuit, cât am fost rugat chiar de bunicul meu. Și ca să închei, ca să vă dați seama cât trebuie dor de a învăța ce minte că era în bine facultate, făceam conferințe așa cu dar și am zis, cum vă zic și pe mine, analiză matematică. Că marea lipsă a seminarilor și facultăților în teologie e că noi n-am făcut măciune de știință, n-am timp, n-am talent, n-am putere și n-am făcut-o. Dar asta mi-a arătat și mai târziu că nu l-am înțeles. Dar și meritat ce-a fi trebuit. Vă cer scuze că v-am ținut pe mine. Cu multă căldură a vorbit domnul inginer. De obicei, inginerii sunt foarte exacti în măsurători, dar de data aceasta se vede că un inginer care a fost impregnat de Duhul rugăciunii, de Duhul acesta al înțelepciunii care izvorăște numai din Evanghelie, numai din biserică.